Ne uităm la numărul de cazuri care apar zilnic. Astăzi, spre exemplu, am văzut în bilanțul grupului de comunicare strategică am depășit cele 5.000 de cazuri de noi de coronavirus. Avem peste 1.000 de oameni internați în continuare la terapie intensivă și peste 100 de decese. În condițiile în care s-au respectat măsuri, avem restricții în România, da? Avem acea carantină de noapte care începe la ora 11, dar avem în continuare și cazuri. Cum explicați acest lucru? Avem cazuri pentru că între numărul de cazuri prezentate astăzi și ceea ce s-a întâmplat în realitate este un decalaj de 2 săptămâni. Noi, de fapt, astăzi măsurăm efectele transmiterii virusului în comunitate din urmă cu 10-14 zile. Când tot aveam restricții și atunci? Când tot aveam restricții, dar nu erau suficiente, asta este un lucru clar, pentru că de-aia avem o creștere a numărului de cazuri. Cel mai probabil și în perioada următoare numărul de cazuri va crește, pentru că încă nu sunt vizibile efectele măsurilor de restricție. Situația de la terapie intensivă însă este îngrijorătoare și vă spun și de ce. S-a discutat foarte mult că autoritățile au luat decizii foarte dure în contextul în care nu avem un număr atât de mare de cazuri, cum era în toamna anului trecut. Însă autoritățile au luat această decizie pentru că anul trecut, când începeam acest val al pandemiei în septembrie-octombrie, în terapie intensivă erau undeva între 200 și 300 de persoane. Și am avut posibilitatea să creștem internările până la 1300 de persoane în perioada de vârf. Acum nu mai pornim de la aceeași număr de pacienți din terapie intensivă, pornim de la 1000 și ceva, nu o să mai avem suficiente paturi dacă va fi o creștere exponențială. De aceea cred că măsurile restrictive au fost corecte și iarăși s-a discutat foarte mult și au fost criticate autoritățile asupra faptului că din nou vin cu restricții. Dacă ne uităm și suntem corecți și ne uităm la țările din toată Europa, România a avut un singur lockdown în luna martie anului trecut. Majoritatea țărilor europene au avut 2 sau 3 lockdown-uri naționale severe. Lockdown-ul din România și măsurile restrictive de acum nu sunt nici pe departe asemănătoare cu ce s-a întâmplat în Marea Britanie, unde absolut toată activitatea a fost suspendată, doar magazinele esențiale au rămas deschise, iar oamenii au rămas în locuințe perioade de 2-3 săptămâni fără să existe niciun fel de presiune publică asupra autorităților.